Ești obraznic. E obraznic? Da. Ești obraznic rău, mamă. Mai te liniștești, ai 26 de ani, mâini poi mâini, dar... Am 25 de ani, mi-am făcut 5, ce am făcut? Ce fac eu? Vreau sup, ai? Vezi acolo sus, în bucătărie. Nu să mă duc. Ce-am făcut, bre, zi? Zi, mamă. O să vorbim noi. O să te șert eu, dar... Tot așa zice lumea? Ce să zic lumea? Zice lumea, vorbește lumea, Iurea. Nu vorbește lumea, Iurea, că știi că până nu scoți fum, lumea nu vorbește. Și nu știu cât e adevăr, cât nu e adevăr, dar... Sunt sigur că undeva... Și cu băutura, altă, bă, altă, când te duci la bar acolo în Germania, băieții, ceva așa, știți voi, și șervețelul. Dacă te-mi aud odată așa, știi și-ți fac? Nici nu vreau să știi și-ți fac. Bre, dar ce-am făcut? Ca șmecherii, și zici tu, ca să nu vadă mama, că se uită la vloguri și să uită și șmecherii te-ai făcut. Cu minte, tică, că n-am făcut nimic. Nu ai făcut. Păi, dar mai am voie să beau un pahar de vin cât o afli? Vrei să-ți arăt cum îmi trimite oamenii și faci tu, pe unde te duci tu? Un pahar de vin, bre? Un pahar de vin, bre? Dar nu ai șerut vin, că ai șerut tării și ai șerut de 3 ori. Am băut vin, un pahar am băut. Mâni, păi mâni și niștii și m-au face ei. Bre, am băut un pahar de vin! Da, ți-am zis că mă faci... Bre, mamă! Da. Ce-mi ți-o zis? Oameni, mamă, că ar fi duși în Germania. Toți oamenii care vin acolo la club, i-am și eu prieteni. Și pe după și filmează-mi trimite. Ia uitați, doamne, cum bea Jador. Ia uitați, doamne, credeți că Jador nu bea. Tot îl lăudați că nu bea, dar uite cum bea Jador. Bre, mamă, dar eu nu mai sunt și eu băiet, am și eu 25 de ani. Da, ești, mamă, băiet, dar nu șmecher ești, că din ea nu mi-a plăcut că ești șmecher. Băieți, ceva așa mic și un șervețel, vă rog. Și zici tu, mama, e proastă, e bătrână, mama, e spirată. Stai cu minte, stai, stai. Bre, nu, bre. Nu, mamă. N-am băut, 3 pahare de vin am băut. Eu nu beau whisky. De unde știi, zic clar. De ce faci oamenii proști în timpul concertului? Cine? Tu. Care, măi? Ce oameni? Oamenii. În general, de ce faci oamenii proști? Sau îi vorbești urât? Bă, n-am vorbit eu mai urât. Dacă îți dau înregistrarea. Ia, da. Nu știu să o aduc. Dar o iei. Da. Și dacă nu e adevărat? Și dacă e adevărat și să fac. Ce vrei tu? Bine. Bine. Hai. Stai o leacă așa. Hai, du-te acum, arat figurile hoței. Mă încerci tu pe mine. Te încerc, mămică? Da. Oh, și frumos. Păi când te-ai învățat să vorbești așa urât? Păi dacă nu vorbim mai urât. Păi tu mă sperii pe mine. Că n-am vorbit mai urât. Nu e că la ea dacă zici și băga mea și tot e urât. Da. Stați că nu vreau să-i dau cine mi-o, că pe urmă... Cine că m-a apucat aia de... Nu m-ai întrebit niciodată despre el. Se supăr pe mine. Eu nu. Eu nu am să la poartă. Există mafia lui mama, băi. Care îi trimite mafia lui mama, îi trimite tot. Eu nu. Eu nu am să la poartă și te-am așteptat din cauza ta. Dar de ce? Că nu văd așa un masune așa care mai opresc la casa lor. Acum cade din niciun loc. Nu cred că dai drăgnele la cineva. Ah, nu, deocagică, bre. Ce înseamnă asta? Bre, deocagică, mamă. Dar așa se vorbește? Nu, am zis că e vechi. Așa se respectă. Am zis că o fac gică, am zis. Am zis că e vechi, măi. Bă, chiar dacă e vechi, n-ai voie să vorbești așa. Bă, dacă se cadă toată lumea de fata aia, am zis și eu. Trebuie că... tot așa faci. Urâtule. Așa că trăiești tu, că e ceva foarte urât. Băi, în jos ești singur. Măi, dar azi că e vechi, ce-am zis? E vechi. Dar din mult, măi, mamă, nu e de la asta ultimul. Hai să mămică, cum? Nu e de la asta, e de la alălalt, care e fost la noi în România. Nu-i, măi, în Italia, acolo. E de 3 săptămâni ăla. Da, dar nu contează de unde, că pe mine chiar nu mă interesează de unde. Pe mine mă interesează că o fată trebuie respectată, indiferent cum o fi fata. Poate să fie fata și cu... Nu știu. Așa este, mamă, da. Învață să respect, mamă, că respect pe tine. Dar nu-i mai am zis vechi, ce-am zis? Cam altele noi. Eu am spus că... cum vorbești, nu că e vechi. Nu mă interesa să spun că e vechi, că e nou. Dar n-am înjurat. Ei, vorbit mai urât de atât. Ce-am zis, bre, că e vechi? Nu ai zis că e vechi, ai zis că e vechi și puncte-puncte. Da, tata, unde?
De la biserică. Dacă ți-a ți-a jigni cineva o soră de-a ta, mă, așa... Mă, era la glumă, măi, mamă, n-am jignit-o, păi, pe fată. Păi eu știu că tu n-ai făcut-o cu... Am zis că e vechi, gen că o trecut. Am altele noi. M-ai înțeles? Nu-mi place deloc, să știi. O trecut, gata. M-aș muta acolo cu tine la București, numai să te educ acum la 70 de ani. 70 am? Păi ești bătrân degeaba, că văd că o iei rasna. Măi, am zis-o fată, măi, mamă, ce-am făcut? Nu ai văzut tatuajul nou? Chiar serios? Bunii? Ia. Băi, chiar ai vorbit serios cu tine? Nu, măi, și ce dacă mi-am făcut? Chiar vorbești serios, Ionuț? Da. Chiar vorbești serios? Da. Nu, pleci acum. Dacă ai făcut treaba asta, nici nu mai dau mâncare, nici nu mai fac mâncare, nimic. Pe cuvânt nu mai fac. Iute. Nu te râdi, chiar serios ai vorbit, mi-ai făcut? Da, măi! Ionuț, dacă tu mai faci de astea, mă duc și te ștergi. Dar te duci singur și te ștergi. Îți ia numi mam și nu-mi faci și vrei tu. Nu te râdi așa ca... Animalule care ești. Nu, că-l puteți. Îmi frică că mă bați, bre, lasă-mă o leacă. N-am, bre. Pune-o! Gata. Cu frica ridicat. Cât e, știu, în stare de orice acum. Care ești? De ce, bre? Cum dacă ești obraznic? Pune sare acolo și un pic de delicat. Am pus, dar de unde delicat? Nu știu. Bai de capul mamii mele. Tărăhita, ai pus sare? Mm? Da. Sare. Am pus, brei. Am pus de el. Dar dacă ai spus oamenii că nu vor din asta, de ce ai făcut? Eu am făcut ca să fie. Dacă voi vreți mâncați, dacă nu, nu. Dă-și mie o țigară. Nu, că vrei să mă duc la spital direct. Chiar ai luat o rasna, chiar vorbești, stai să ia, nu ăla. O glumim, mam. Ai stea să glumim, mam? Da, și ea. Ai stea, crezi tu că sunt glumii, stai să aduc din casă. Da. Ai stea nu-s glumii, mamă, trebuie să vorbească și de vorbit, nu astea, că astea nu-s glumii. Dacă e așa și gândesc, eu nu te mai primesc acasă niciodată în viața mea. Da, bre, m-am apucat de fumat și... Uite, fii atent aici, niciodată tu nu mai calci aici. Gata, bre, că am glumit, taci. Stai cu minte, obraznicătură. Stai cu minte. Nici nu ești haine la spălat. Stai că mă doare. Le-am spălat eu. Tu ți-l-a dat, așa, porumb. Le-ai spălat tu, știi, tu să bagi la mașină. Te-ai învățat. Mă crezi prost? Cum ai băgat? Negri cu albi, cu maro, cu galbeni, cu... S-a făcut un tricou aici, mamă, și original. S-a făcut cu galbeni. Dar ce culoare are? Albă? E alb, da. Bagă pe el. Bagă așa? Și... Acolo, pe pata aia? Da. Și-l bag la spălat? Îl lăs să acționez un pic și tu mă-l bagi în mașină. Eu nu știu de ce nu-mi vine în tabulare la casă, mai mamă. La pământ care l-ai cumpărat? Da. Dar ăla, după, am înțeles că după 3 luni vine mamă. În tabularea? Da. Păi și cum mă apuc să ridic ăsta? Casa. La primăvară. Bă, bani mai făcut ceva? Da. O tras biletul. Mai are bani de acolo? Nu mai are, gata. Și acum să pleci să mai fac alții. Cu epidemia asta. E cam greu. Zici să nu facă copii acum. Când îi dă Dumnezeu, mamă. Deci să nu îi zic lasă, să fac mamă, copii. Că Dumnezeu, dacă nu faci acolo, da, nu-ți dă. Da, tu din gură. Lasă vrăjala asta. Dă Dumnezeu. Tu vezi din lumea în care trăiești tu, lasă-l tractul, nu-ți băga tu. Trăiești tu un iad, mai trăiesc și el un iad. Vezi treaba ta. Eu sunt în rai. Da, bine ai zis. Aici, că trăiești bine, ai de toate. Dar când te duci acolo, unde trăiești? În rai. Da. Îmi cer scuze, Doamne, am greșit și eu cu o gargică, așa? Stai cu minte, mamă. Îți fac o cântare și gata. Mai râdi cât o iei. Ce se mai iau, bre? Ce-am mai făcut, bre? Ce-am făcut? Dar este azi glumii, mamă. Hai, bre. Vrei să amestec cu mămăligă? Vreau să fac copii. Fractul are 22 de ani, trebuie să fac copii. E de vreme, mamă. Lasă, mamă, să fac copii. Să mă bucur și eu de nepot. Nu ca tine, că ai 20. Când am copii. Mă certe că n-am copii, bre. Uitați-vă și voi dacă e normal, așa. Păi da, trebuie să faci copii, mamă. Mă bucur și eu de ei, că... Cum? Bunică tânără, nu un băț.
Că nu mă mai bag nepoți sau păi nu duc copiii, că n-am casă. Las, că ai, cum n-ai? N-ai casă, deși e mică casa aia, îmi trebuie o casă mare. Las, că și eu te-am crescut tot într-una deși aia și n-ai murit. Da, că am crescut greu, mai crească și copiii mei. Las, că de asta ești băiet în greu. Că dacă te creșteam, erai pe sub canalii. Lasă, că uite, tot fumez, tot. Nu mai fă glumii de astea. Nu mai fă glumii de astea. M-a sunat odată, ei. Panicată, m-a sunat odată. Mamă, tu fumezi? Bă, schietarul, stai bre, că nu fumezi, bre, stai așa, ce să... Iată ce mi-a zis, Margheala, oameni. Există mafia lui mama, mâncava-ți gura. Dacă mă vedeai pe mine cu țigara în gură și cu tactul, da, mamă, te luai și... Dar nu fumez, bre, gata, am glumit, nu știi că glumesc, că nu-mi place. Dacă mă vedeai cu un pahar în mână sau cu... și crezi tu că... Păi și eu fac de asta? Eu am zis, nu faci de astea, dar am zis preventiv, că nu se știe. În lumea în care trăiești tu, se poate orice. Ferească Dumnezeu, nici nu, deci nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Mor pe loc. Zic că am trăit degeaba. Nu fac, mamă, cum îmi fac? Serios acum, știi că nu vreau. Să dea Dumnezeu. Să fie așa cum te-a lăsat Dumnezeu, mamă, și cum ai văzut acasă la tine. Eu vezi că nu mai am haine la mine. Trebuie să-mi dai de la tata sau de la bani. Dar știam, stai liniștit. Chiar am zis. Am găsit două tricouri pe ei și am zis, nu știu la cine, zic că pune-ți tricourile astea că vine la fără haine. Deci eram 100% sigur. Asta e suc? Da. Asta e carne de pui? Mi-o faci mâine? E carne de pui, am pus-o ca să ți-o... E carne de-a noastră. Ai văzut că ți-am trimis cu s-o boteza Mădălina? Sor mea? Da. Chiar? Când? Când am fost acasă? Acum, da, dar nu ai văzut filmarea, că ți-am trimis filmarea. Chiar, bre? Da. Ia arată. N-am văzut. Ți-am trimis filmare, mamă. Păi, mamă, dar ce-am plâns aseară, Doamne. De ce? Știi melodia aia cu... Dacă Domnul te încearcă, aia știi? Da, da. O știi, nu? Da. Păi, ce-am plâns, mamă. Cred că ori am plâns după aia. De ce? Cine-o cântat-o? Aici, omul ăsta. Foarte frumos cântă băietul ăla. Am plâns de-am rupt. Îmi place tare melodia. Ăla, de ziceai tu că... Cristi? Nu, mamă. Băietul ăsta de cântă melodia originală. Mie îmi plac versurile tare, știi? Da. Mâncat afară sau în casă? În casă. În casă. Ah, ce mă frigis, mă arcipla. Banii ai dat pe mașină, ai rămas fără bani. N-ai fost o leacă mai chipzuit, n-aveai mașină. Ai mai dat banii care ai mai avut, ce zi? Hai să scăp repede, din. Nu vor nici să-mi iau mașină de toți aia din mine. Trebuie să fac numai ce vrea șefa. Prima mașină și a doua mi-a luat-o ce vrut ea. Jur. Da, mă, da. Mai zici când începi casa. Când ai vindit mașina, ca să faci banii înapoi. Da, deși mi-ți da banii care ți-am dat, ia să-mi iei, măi. Nu îi vezi niciodată. Păi nu-mi fac casa. Nu, până n-a adus de aia acolo bani de casă, tot ce-ți trebuie, nu ți-i dau. Bine. Fii clar. Șefa. Pentru că ești obrăznicuț. Eu? Cheltuiești tot. Nu te mai porți cu papuși de 2-3 milioane, te mai mulțumești. Ei cu sutele de euro. Ce să mai, domnule? Nu mai zic nici fa păcate cu tine. Știi ce ar trebui să-ți fac? Să te duc undeva să muncești pe 100 de lei, pe 100 de lei, și să pleci dimineață de la ora 7 mă, și să vii să... Eu nu muncesc. Ia ai uitat, mamă, că dacă n-ai uitat, nu te-ai dus și să-ți iei hainii de astea din 100 de mii de euro. Azi așa, că te bate Dumnezeu după aia, îți dă în cap. Păi muncești, adevărat? Muncești. Dar dacă muncești, nu-i da mamă pe nebunii de astea. Muncești când nu muncești toată familia la un loc. Muncești din gură. Păi muncești, dar îți bat rău de bani. Eu aia vroiam să zic, că dacă țineai la bani, te duceai și-ți luai tot felul de nebunii. Lasă, că așa am avut toată viața numai amărăciuni în picioare. În sărași așa se duc în șer. Lasă, că și David a fost bocat și sub tot s-a dus în cer. Da, dar nu te compara cu David, erau frumos. Mămică. Atunci nu te compara nici tu cu aia săraci care s-a dus în cer. Păi, dar eu sunt sărac, mamă. Eu chiar sunt sărac. Eu nu sunt sărac, eu ce am?
Tu, dacă ești și sărac, nu te-ai duci și să dai 1.500 de euro pe de papuși. Măi, n-am dat atât, da. Tu aș câte am auzit ăla când vorgheai cu ăla de lângă tine, că te duci pe la unii 600 de euro, oti, un rapă de ăsta. Dar de unii știi tu, măi? Da, și mă, dar tu crezi că eu nu văd? S-am zis că tu mă crezi prea bătrână. Tu te crezi prea bătrână, nu? Auzi? Eu. Ai trecut mașina asta? Nu mai du ajutor, dai. Nu mai du